Fotbaliștii de la FC Argeș au efectuat joi ultimul test COVID-19 din cele trei pe care sunt obligați să le facă în stagiul de pregătire centralizată conform protocolului emis de Ministerul Sănătății. La primele două teste efectuate, rezultatele jucătorilor și membrilor stafului tehnic au fost negative. Piteștenii au încheiat astăzi cele două săptămâni de pregătire centralizată, urmând ca după primirea rezultatelor celui de-al treilea test să poată face și antrenamentele colective.